Nebunia de la Spitalul Bucureștean Sfântul Pantelimon continuă. Sub privirile tandre și ușor complice ale Ministrului Sănătății, managementul spitalului, unde au murit de două ori zeci de pacienți odată și de unde se fură medicamente ca în Codru, face măcel printre contestatari. După ce ușa directoarei de îngrijiri medicale, care a denunțat ororile la parchet, a fost sigilată, astăzi a fost dat afară și fosta șefă a secției de anestezie și terapie intensivă. Prin telefon în direct alături de noi este doamna doctor Elena Voicu, fostă șefă ATI la Spitalul Sfântul Pantelimon. Bună seara, domnul doctor. Doamna doctor. Bună seara, domnul Ciutacu. Vă mulțumesc pentru disponibilitate și pentru decizia dumneavoastră de a vorbi în acest caz absolut năucitor. Doamna doctor, ați fost 14 ani medic în acest spital și astăzi ați fost dat afară pe ce motiv? Astăzi am fost dat afară, deci practic mi s-a desfăcut contractul de muncă pentru că am păcuit asistentele în toată această perioadă de la începutul lunii aprilie să spună adevărul. Foarte multe ședințe de mușamalizare s-au desfășurat în această perioadă de către conducerea spitalului și de către șefa de secție ATI. Toate reclamațiile care mi-au fost făcute în această lună au fost realizate sub presiunile conducerii și a șefei de secție. Au fost extrem de deranjați de faptul că eu am susținut demersul legal al doamnei director de îngrijiri, Amelia Stamatoiu. Deci, practic, în cursul zilei de ieri a avut loc o comisie de disciplină unde au fost discutate 10 referate, așa, iar în urma acestor discuții, această comisie de disciplină a ajuns la această concluzie să-mi desfacă pe motive disciplinare contractul individual de muncă. Faptele, așa zisele fapte, se refereau la, erau, s-ar fi întâmplat în urmă cu 3-4 ani, nici măcar acum în ultimele 6 luni. Deci, practic, este un abuz din partea conducerii, s-a făcut tot. Au făcut practic tot ce au putut ca să mă dea afară, pentru că eu le stăteam ca un ghinte, m-ați înțeles? Doamna doctor... Tot a început în luna aprilie, când, în urma scandalului cu noradrenalina. Ei sunt ferm convinși că eu am pus asistentele și infirmierele să înregistreze acele fapte. Deși nu am nicio legătură ce s-a întâmplat acolo. Dar recunosc că am susținut să se afle adevărul și să spună adevărul. Și se pare că tot ce a apărut în presă este adevărat. Sunt convinsă că procuratura își face treaba și că adevărul va ieși la iveală. Sunt fel convinsă. Doamna doctor, mai vorbit și eu cu oameni din lumea medicală și știu că dumneavoastră ați ocupat poziția de șefă ATI în Spitalul Sfântul Pantelimon în timpul celebrei și nefastei pandemii de coronavirus. De asemenea, din datele publice la care am avut acces, înțeleg că mortalitatea în perioada de apogeu a pandemiei, în timp ce dumneavoastră conduceați această secție, a fost nu sensibil, ci mult mai mică decât în cele două weekenduri care au declanșat uriașul scandal de presă. Puteți să-mi confirmați? Da, este perfect adevărat. Niciodată nu s-a întâmplat în perioada în care am fost șefă de DSC și în perioada pandemiei să moară atâția pacienți într-o singură zi. Ei sunt foarte deranjați pentru că au ieșit la iveală foarte multe nereguli din sistemul de sănătate. Din sistemul de sănătate legat de acest spital. Da? Deci nu s-a întâmplat să moară în pandemie, niciodată n-a fost mortalitatea atât de mare într-o singură zi. Să moară 12 pacienți într-o singură zi. Nu a existat așa ceva niciodată. Doamne, în timpul pandemiei ați avut morgă mobilă în spatele spitalului, cum s-a întâmplat Dar acest episod s-a repetat și în perioada extra-pandemică, da? Asta vreau să vă întreb. În luna ianuarie, dacă nu mă înșel, da? Morga mobilă a fost prezentă în spatele spitalului. Doamnă, vă întreb ca specialist. Modificarea aia acuzată a dozei, a concentrației, nu știu cum să-i spun, de noradrenalină, poate impieta direct asupra șanselor la viața ale unui pacient? Bineînțeles. Este o substanță vitală care înține în viață pacienții. Și care ar fi interesul
ca un doctor sau oricine să decidă reducerea drastică a acestei doze, după cum am văzut din fotografiile pe care le-am primit, astfel încât să, iertați-mi cinismul, să se elibereze secția de terapie intensivă, să intre alții. Deci, în cele două zile de joi și vineri, da, erau foarte mulți pacienți critici de ATI, foarte mulți pacienți, în jos în UPU. Și acești pacienți, practic, nu mai aveau loc pe secția de ATI de la etajul 2, care era plină. Nu când am venit, deși n-am avut zată în acele zile absolut deloc, deci am fost în spital, dar n-am repartizat în blocul operator, erau foarte multe spații libere în ATI. Deci ceea ce înseamnă că deja muriseră pacienții care se aflau în UPU, plus alți pacienți care au avut șansa să ocupe un pat în secția de ATI de la etajul 2. Da, repet, cât de cinic poți să fii sau ce interes ascuns trebuie să urmărești, astfel încât probabil practic... Probabil că îi deranjau pe anumit doctor, că trebuiau să muncească foarte mult în dărze din weekend, trebuiau să coboare jos, vă dați seama, trebuiau să scrie 25 de foi, plus foile care mai trebuiau scrise pentru pacienții și suplimentare aflați în serviciu UPU. Domnule, este stupefiant, iertați-mă, eu știu că te duci la spital încercând să te faci bine, nu să mori mai repede. Da, într-adevăr, este stupefiant. Dar, din păcate, se pare că asistentele și infirmierele care au declarat, au dreptat în testit. Chiar dacă conducerea spitalului încearcă să-mi samalizeze. Eu sunt ferm convinsă că procuratura o să-și facă treaba. O să vedeți că adevărul va ieși la suprafață. Doamnă, în toată această perioadă au apărut dezvăluiri în cascadă despre presupuse nereguli la spitalul în care spuneți că ați lucrat 14 ani de zile. Dincolo de morțile astea suspecte concomitente, într-un număr extrem de mare, au apărut dezvăluiri despre efectuarea de remeneuri la negru. Au apărut dezvăluiri despre furturi masive de doctorii din, și de alte materiale sanitare din spital. Se cunoșteau la nivel intern toate aceste nereguli? Pentru că, iertați-mă, ăia care au venit și au dat în gât, au venit, cum să vă spun, cu marfa gata pregătită. Da, nu, eu nu am știut de aceste lucruri, sincer vă spun, am aflat din presă de ele, pentru că nu se petreceau pe secția mea, ați înțeles? Și chiar nu am știut, am văzut de la televizor. Bun, da. Dar cred că sunt adevărate, acele. Pentru că s-a făcut, aceste remeneuri nu s-au efectuat la remeneul privat, m-ați înțeles, care era legal prezent în spital. Avem două remeneuri, remeneul privat și remeneul spitalului, care am înțeles că nu ar fi avut autorizație în acea perioadă când s-au efectuat remeneurile. Au încercat ei să spună că s-au efectuat, de fapt, la acela remene, că, mă rog. Și eu cred că este adevărat ce a apărut în presă, sincer. Și povestea aia cu furturile de medicamente și materiale sanitare? Aia nu știu să vă spun, poate să fie adevărate, nu știu, acolo nu este pe secția noastră. Bun, nu e pe secția dumneavoastră, dar doamna aia sau domnișoara asistentă, înțeleg că lucrează în continuare în Spitalul Sfântul Pantelimon. Eu am înțeles de la o colegă din UPU că, vezi, doamne, a avut foarte mult bun timp și și-a dat demisia, așa mi-a spus. Am întrebat dacă mai lucrează în spital, am auzit și eu că era, s-a fost dat afară, dar am zis că ea a avut bunul timp și s-a dat demisia. Păi stați un pic, până la bunul simț, cred că ar avea de dat și niște explicații. Așa mi s-a spus, eu vă reproduc cu ghilimele. Dincolo de bun simț, cred că ar trebui să fiești foarte sinceră într-o anchetă penală. Da, da. Sper să aibă parte de o anchetă penală, corect făcută. Doamne ajută, eu sunt pentru aflarea adevărului. O să vedeți că acest caz legat de noradrenalină este perfect, este adevărat. O să vedeți că adevărul va ieși la iveală. Chiar dacă doctorii, o parte din doctorii, care se află acum în secția ATI și toți doctorii implicați în acele zile neagă acest lucru și duc ședințe de mușamalizare, da? Este adevărat. Și, din păcate, am stat și eu de vorbă cu asistentele care au fost atunci și mi-au confirmat acest lucru și le-am întrebat, măi, așa cum îmi povestești mie, ai povestit la procuratură? O parte mi-au zis că da, o parte că nu. Dar se pare că la câteva zile s-au dus și au spus adevărul. Au fost nevoite să spună adevărul. Deci procuratura sunt convinsă că știe adevărul. În ciuda ședințelor acestea de mușamalizat de ascundere a adevărului. Doamna doctor... Păi, este clar că există un adevăr. De asta am fost dat afară, vă dați seama. Doamna doctor... Dacă
Știi că ești corect, da? N-ai de ce să faci atâtea studiuri de mușamalizare, să marginalizezi un om, să-l părtuiești, să-l bagi în 7.000 de comisii. De ce? De ce a făcut acest lucru? Pentru că știu că eu știam adevărul, da? Și că eu mă opuneam acestor ședințe de mușamalizare. Doamna doctor... O să vedeți adevărul aici la ideală. Să dea Dumnezeu, vreau să vă întreb strict procedural, da? Cum se produce modificarea concentrației noradrenaline astea? Doctorul scrie pe o hârtie și asistenta reglează concentrația sau e din gură? Pune-i lui ăsta 10 sau 1 sau 2 sau habar n-am. Deci corect este, din punct de vedere medical și corect, este ca medicul să scrie în foaie și în același timp să și anunțe asistenta că a scris, nu să scrie în foaie așa pe furit. Să se rume, vezi că am scăzut doza, da, de noradrenalina, am scăzut-o de la 20 la 18, iar această scădere se face gradual, niciodată nu se face brusc. Adică nu poți să scazi doza de la 20 la 1 și apoi tu stai, și apoi pacientul să-ți intre în stop cardiac cu ventilație mecanică. Vă dați seama că sunt convinsă că aceste lucruri se văd foarte clar în memoria injectomatelor. Dacă există această memoria injectomatelor, cum am auzit, Doamne ajută să existe, da? Deci n-ai voie să ai, să ai o scădere bruscă a noradrenalinei atât de mare, de la 20 la 1, și apoi pacientul să-ți intre într-un stop cardiac cu ventilație mecanică. Da. Și se pare că procurorul, din câte știu eu, s-au dat seama de acest lucru. Doamna doctor, stați un pic. Dacă dumneavoastră faceți apel la memoria injectomatelor, încerc să deduc faptul că doctorii nu ar fi scris în foaia pacienților despre necesitatea reducerii dozelor, nu? Dacă se poate, oricum, această anchetă, din punctul meu de vedere ca și medic, opinia mea, acest adevăr nu are cum să iasă la ideală din voi. Vă dați seama că doctorul n-a scris 21, un litru și apoi stop, intra pacientul în stop, resuscita. Aceste lucruri nu au cum să iasă la ideală decât, probabil, din înregistrări, din declarații, din declarații celor care au fost de față, din mărturiile lor. Nu din foaia de observație, da? Nu din foaia de observație. Mai cum să vezi aceste lucruri în foaia de observație? Doamna doctor, o ultimă întrebare. Dumneavoastră acceptați spăcită această decizie a managementului spitalului sau veți contesta în instanță documentul? Nu, o să o contest și chiar mâine dimineață, o să mă prezint împreună cu avocatul meu și o să dau în judecată acest spital, da? Mâine dimineață la ora 8:30 voi începe toate demersurile. Nu las lucrurile așa. Dumneavoastră ați fost... Eu n-am greșit cu absolut nimic. Eu nu am greșit cu nimic, da? Ei sunt cei care au greșit. Pentru că în toată această perioadă au dus tot felul de cum să vă zic, de ședințe și în care să fiu denigrată. Eu și atât eu cât și directoarea de îngrijiri pentru că am vrut să se afle adevăr. Nu mi-e frică de nimeni să știți și abia aștept să fiu chemată la procuratură. Păi asta, cu asta vreau să închei. Nu am fost chemată deocamdată pentru că nu am fost în acea perioadă în terapie, dar dacă voi fi chemată și îmi doresc din tot sufletul să fiu chemată, voi spune ceea ce am auzit, da? De la persoanele care au fost prezente, de la asistentă, da? Pentru că doctorii trei plăcuți în această perioadă, cele două doctorițe, supranite de către asistente, cele cu coasa, au făcut tot felul de urmări pe secții, care nu poate cumva să stau de vorbă cu asistentele, cu infirmierele, cu diverse persoane. Eram urmărită pur și simplu, chiar și mă duceam la toaletă, când intram pe terapie, că de ce am intrat în salon, că de ce nu știu unde, da? Ca nu cumva să am contact verbal cu anumite persoane, să le spun să spună adevăr. Dar să spune fetelor adevăr. A văzut ce a plăcut acea asistentă, da? Am care văzut. A spus că nu știu. Da, a fost reținută pentru 24 de ore, dar după aia pare că de ce să colaboreze înainte. Păi știu că a spus adevărul, da, știu că a spus adevărul. Doamna doctor, în spațiu public au apărut niște înregistrări audio ale unor convorbiri între, cel puțin așa se spune acolo, directoarea de îngrijiri medicale, doamna Stamatoiu, și niște asistente. Dumneavoastră recunoașteți vocile de acolo? Sunt reale vocile de acolo? Da. Chiar persoana aceea, asistenta aceea care stă de vorbă cu doamna director de îngrijiri, mi-a povestit și mie că este perfect adevărat ce s-a întâmplat acolo. Deci nu cont... și doctorița care a fost implicată, cele două, sunt de fapt două doctorițe ar fi implicate, da? Deci nu contest autenticitatea convorbirii și nici a faptelor reclamate, nu? Este adevărat tot ce este acolo și persoanele cunosc ambele persoane care apar în acest dialog.
Vă mulțumesc mult, doamnă doctor. Dacă Ministerul Sănătății totuși decide să aibă și o reacție publică, aș fi foarte curios să aud și eu. Miramaș. Noi nu renunțăm la acest caz, doamnă, și în măsura în care apar noutăți. Nici eu. Și voi merge până în pânzele albe. Mai ales că s-a produs o mare nedreptate. Doamne ajută, doamnă, mergeți înainte, nu vă opriți. Îmi plac oamenii hotărâți. Dar cea mai mare nedreptate li s-a comis nenorociților aceia care au murit cu zile, doamna doctor. Da, exact. Asta e crimă cu premeditare. Este absolut. Perfect de acord, dar nu vedeți că nu plătesc nimic? Nu vedeți că nu plătesc nimic? Toți oamenii corecți care sunt pentru aflarea adevărului sunt dați afară, sunt fărțuiți, sunt marginalizați. Apropo, stați un pic, doamnă, dumneavoastră până astăzi, mă rog, ați avut acces în spital. E adevărat, da. Avem niște imagini, e adevărat că ușa directorului de îngrijiri medicale a fost sigilată de conducerea spitalului da. Da. Păi, dar stați un pic, directorul de îngrijiri medicale, cel puțin din punct de vedere legal, avem imaginile cu ușa respectivă, cu sigile. Păi... Da, vă rog să arătați, da, exact. Recunosc imaginea, dar așa este. De ce faci? Păi stați un pic, dar doamna în cauză este încă angajată a spitalului și după știința mea este încă în funcție, dar directorul de îngrijiri medicale aflându-se în concediu medical, nu? Greșesc? Și după câte știu eu, așa este. În ce bază i-au sigilat accesul în propriul birou? Nu știu să vă spun, nu știu. Probabil că au comis tot o ilegalitate și un abuz de putere și acum a făcut și cu mine. Pentru că acest manager, această concertare, nu are mamă, nu are tată, ce să vă spun. Se pare că este, face ce vreau el. Dacă domnul ministru Atila nu a intervenit și n-a făcut absolut nimic, deci eu din prima zi până să înceapă scandalul, am depus o declarație către domnul ministru, da? Pe care am postat-o și pe Facebook și la alți poze de televiziune, da? Iar domnul ministru a ieșit și a spus că este vorba de un conflict între fosta șefă și actuala șefă și că de-aia au murit acei pacienți. Păi, stați așa, dacă eu mă cer cu Sculescu, înseamnă că oamenii mor doar dintr-un conflict. Doamne, ferește, ce e? Pe ceva... Doamne, apărăși, păzește. De furnică pielea. Vă mulțumesc mult, doamna doctor.